Bună dimineața, dragi români, și la mulți ani! Bine v-am găsit la un nou vlog masculinar, iar de astăzi începe această serie tare faină, zic eu, în care timp de 24 de zile, adică 24 de episoade, eu o să vă prezint câte o rețetă. Chiar dacă suntem obișnuiți în această zi superbă de 1 decembrie să mâncăm mici, tată, să mâncăm fasole cu ciolan și așa mai departe, deja mă gândesc că știți cum să faceți o iahnie de fasole sau o fasole bătută și așa mai departe. Poate o să vin în episoadele următoare, dar pentru astăzi v-am pregătit un preparat românesc și mai exact o saramură din pui. Mă, mi-o place extrem de mult saramura, cât cea din pește, dar și cea din pui sau din ce vreți voi. Puteți să faceți saramură și cu porc, puteți să faceți... E foarte diversificat așa ca rețeta, dar noi o să ne bazăm pe cea din pui, după cum v-am spus, și avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu o să folosesc niște pulpe de pui dezosate, pentru că sunt mai suculente, știți foarte bine, nu este carne la fel de fadă ca și pieptul, iar după părerea mea, cea mai bună parte dintr-un pui sunt pulpele de pui, după mine. Ok, mai avem nevoie de niște ceapă, ardei din acesta frumos, capia, niște ardei iute, foi de dafin, cimbrișorul care este prin dulap și de niște usturoi. Treaba asta în felul următor. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să spălăm legumele. Sunt spălate deja, asta este clar. Și noi acum o să tăiem frumos ceapa, da? O să o curățăm. Fain frumos. Și o să tăiem în două, în prima fază, pentru că o să vină toate aceste legume, o să vină pe grătar, da? Pentru că trebuie să le ardem așa puțin. Voi puteți să nu folosiți ceapă. Mie și Dianei, în schimb, ne place foarte mult gustul cepei la grătar. Deci, e spectaculoasă ceapa la grătar. E una dintre cele mai bune chestii ever pe această planetă. Bun, și după ce terminăm cu această ceapă, o să ne ocupăm și de pulpele de pui. Da, bun, am făcut frumos ceapa după cum v-am povestit, iar acum o să ne ocupăm de pulpele de pui. Mai exact, o să scăpăm de zgârciul nedorit. Deci, na, hai să vedem, uitați, aici, de exemplu, are zgârci. Nu ne place cel puțin zgârciul. Și l-am tăiat așa frumos, numai bine o să-i dăm, vedeți, carnea asta care rămâne pe lângă. Eu dăm la pisicul nostru, la Martin, că îi place puiul, credeți-mă, la nebunie. Și cam asta e toată schema. O să-i lăsăm grăsimea asta de aici pentru că o să o prăjim puțin. Bun. Și așa facem cu fiecare în parte. Perfect. Am pus, vă dați seama că nu mergeam afară pe frigul ăsta, că e un frig la Giul, vă-ți dă mori. Și cred că și picură, plouă sau ceva. Nu știu, oricum e foarte frig. Așa, am întins tigaia tip grill și punem așa roșiile, fain frumos, punem toate roșiile aici, așa, și le coacem, dragilor, punem ardeiul, bam, aici ardeiul și punem și ceapa. Fain frumos. Și o să punem doar un ardei iute noi, pentru că Dianei nu-i place picantul, așa că o să-l punem pe acesta și o să-i înlătur semințele și măduva, da? No. Pe toate acestea le ținem până când se fac așa moi și după aia o să vă zic un secret cum să le decojiți mai repede. Uitați aici, dragilor, cum arată legumele astea. Doamne, că sunt
Deci miroase atât de bine în casă, nici nu vă vine să credeți. Mi-aduc aminte așa de copilărie. Și treaba asta în felul următor: ca să se recojească foarte repede toate legumele, o să le puneți într-un bol, așa fain frumos, roșiile sunt gata la noi, de exemplu. Le punem așa fain frumos într-un bol, inclusiv și acest ardei și ceapa. Și îl acoperim. Asta este toată schema. Și lăsăm să se odihnească până când se răcesc aproximativ, să fie așa călduțe. Iar apoi totul va decurge super rapid. Bun, hai să ne ocupăm puțin și de pui. Eu o să-l trag puțin pe tigaia grill, nu o să-l gătesc complet pentru că apoi vreau să-l fier puțin și în saramură. Iar aici am pus jumătate de cantitate de lapte cu jumătate de cantitate de apă pentru o mămăligă. Era poftă de anei de mămăligă, mie îmi place saramura, nu știu, să o mănânc cu pâine foarte mult, dar merge cu mămăligă extraordinar de bine. Și am pus, la fel, după ce am șters tigaia, am pus-o puțin la încins, iar cu acest piept de pui facem în felul următor. O să-i dăm doar niște ulei de măsline. De condimentat nu o să-l condimentăm pentru că saramura trebuie să fie condimentată. Deci acolo o să fie toată șmecheria. Amestecăm foarte bine aici aceste pulpe de pui desosate și le punem fain frumos pe tigaie. Și le perpelim aici puțin să prindă acest grilaj frumos. Ok, am întors și pulpele de pui, cam așa trebuie să arate, să-și facă frumos aici grilajul. Iar în partea aceasta, imediat fierbe laptele cu apa, așa că o să ne trebuiască un fel, care nu știu unde luăm eu, că avem acertare aici de domne corează. O să luăm pe acesta. Așteptăm puțin să chiar să fiarbă și apoi vom adăuga mălajul. Ok, haideți să dăm puțin și în foc. Din cauza laptelui. Nu este nicio problemă. Dăm focul pe mediu, cam așa trebuie să fie. Și acum, frumos așa, în ploaie, o să punem și mălaiul. Până la consistența dorită, da? Iar apoi o să-l fierb undeva pe la vreo 20-30 de minute, zic eu, practic până când este fiert mălaiul. Pentru că nu avem panzani care e gata în 3 minute. Bun, ne ocupăm de treaba asta de gospodină, da? Ia uitați aici ce frumos a luat. După cum v-am spus, acum trebuie numai să îi decojim pe fiecare în parte. Mai avem roșiile în momentul de față și ardeiul iute. Iar această mămăligă, când o să fie gata, o să o aromatizez cu puțin rozmarin. Asta e cea mai faină parte la mămăligă, pentru că poți să o faci dulce, poți să îi adaugi foarte multe ierburi aromatice și să o aromatizezi. Mamă, iese un gust extraordinar de fain. Și având în vedere că eu folosesc foarte mult rozmarin și nu o să pun la saramură, am zis, bă, hai totuși să pun puțin la mămăligă. Haideți să amestec aici frumos așa în mămăligă asta. I-am pus cam 50 de grame de unt și haideți să tocăm acest rozmarin. Facem așa frumos. Rozmarin proaspăt din grădină, pentru că ne-am plantat niște rozmarin. Salutare, Pușu! Ați văzut ce versatil este? Și tocăm ăsta așa fain mărunt. Și îl punem aici.
să aibă un gust mult mai interesant. Această mămăligă a căzut și Martin. Bun, perfect. Aici am pus uleiul care a rămas, da, de la pulpele de pui și venim așa cu roșiile pe care o să le tocăm. Nu foarte mărunt, le lăsăm cam în acest fel, da, și le vom adăuga peste acest ulei. Uite ce frumos s-a desfăluit în acela. Le-am mai lăsat puțin arsură din aceasta, că face tot banii până la urmă. Deci eu zici că l-am pe ratatouille în spate, știți? Învață să gătească. Poate când e singur acasă, poate ne gătește și nouă până venim de la muncă. Bun. Am tocat frumos roșiile. Bun, luăm o lingură frumoasă așa din lemn. Ia uite atunci cum arată toată treaba asta. Uite și bine. Și punem două frunze de dafin, așa mai frumos. Și venim cu niște usturoi. Cred că mai mult usturoi, cum o place usturoiul. Așa. Așa frumos. L-apăsăm și întocăm. Amestecăm bine. Acum ne ocupăm și de acest ardei, pe care o să-l tăiem cubulețe. Că la seara mură trebuie să fie tot așa mai, chiar mai mare. Acum că am terminat cu toate legumele, uitați cât de frumos arată toată combinația asta și deja se simte mirosul foarte, foarte bine. Sare. Niște piper. Așa frumos. Venim și cu niște cimbrișor. Vreau să mă amestec puțin în această mămăligă. Doar să vedeți ce farfurie frumos o să iasă. Chimbru. Super. Bun. Așa. Și venim cu apă. Acum lăsăm totul să fiarbă ca să se extragă toate aromele, da? Iar după ce dăm câteva clocote, vom adăuga și pulpele de pui, ca să fiarbă și el acolo așa frumos. Na bun. Acum că totul fierbe așa fain frumos, o să adăugăm și pulpele noastre de pui. Și v-am spus, da, că nu l-am gătit 100%, dar sunt undeva pe la vreo 80, ca să-și mai tragă aici frumos din arome. Le punem aici fain frumos. Și mai fierbem totul circa 20 de minute. Revenim cu rezultatul final. Bun, saramura este gata. Haideți cu mine, haideți să mâncăm. Pizza, pizza. O să punem această mămăligă care arată într-un mare fel. Punem așa frumos pe mijloc. Alături, după cum v-am povestit, că o să se mai îngroașe ea. Chiar dacă la prima vedere nu arăta acest lucru, vom pune aici mămăliguță. Se vede frumos și rozmarinul, asta mi-am și dorit. Așa, perfect.
să facem aici pe mijloc așa. Bam, 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 bam. Un loc frumos. Era aici, Adam. Frumos. S-a ramura. Să punem niște puiuți. Și luăm de aici grosul. Mamă, mamă, mamă. Uai, că-mi plouă în gură. Și cam asta este preparatul de astăzi. Da, pe care aș vrea să-l și pus de altă, numai că tot este de altă. Ia uitați, ce rapid a fost cu puiul. Băleleu. O minunăție, dragilor. Poftă bună să aveți și ne revedem mâine. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. V-am pupat. Ciao.